Ați dat enter la Spacebar, unde săptămânal servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii în sevraj. Fără alt foreplay, hai să degustăm cu dioptriile prima producție, și anume Ghostwire Tokyo. Știu, la așa titlu v-ați aștepta să scot deja bongul din beci, diazepamul din debara și să o dau iar pe poante halucinogenice cu încă un joc Triple Asian. Că, na, de fiecare dată când ginesc așa ceva, mă întreb când mi-am scăpat toată farmacia lui Walter White în halba de pălincă cu care mi-încep diminețile. În special că Ghostwire Tokyo e produs de Tango Gameworks, făcătorii genialelor Evil Within 1 și 2. Joace atât de tripi că l-ar face și pe Snoop Dog să postească de la 420 ca să cânte numai glorie mielului pe Speranța TV. Deci mă așteptam să văd în Ghostwire Tokyo chestii de povestit nepoților ca să se lase de etnobotanice. Păcat că pentru un joc Asian produs de un studio ce își plătește angajații în peiote, ultimul lor titlu pare surprinzător de chill, sărac în bolunzenii bad shit și monstralei de supradoză mescalinică, împrumutând destule clișee occidentale cât să pară just a standard first person shooter. Și na, pentru un FPS produs în țara ce-o inventat pornoșacul cu cefalopode, îi maximă insultă să zici că e numai un shooter, știți voi, normal. But don't take my word for it și show cu Jana peste trailer. Welcome to Ghostwire Tokyo, a supernatural action-adventure thriller set in an eerie, haunting vision of Tokyo. With explosive first-person combat and dangerous monsters at its core. Dacă te referi la mitologica mumă a lui Fuego cu dantură de Steve Buscemi pe halitoză, cred că o să zic pas la monstralei jocului. Adică ce e ăsta? Un Space Jam cu cei mai reprezentativ boss de pop culture horror? Hai să-i numărăm! În numai câteva secunde îl avem pe Slenderman, care nici măcar nu-i fucking Asian, xenomorfa cu COVID din Carved the Sleep Mouth Woman, preșcolarul plouat din Dark Water, binecunoscuta Yurei din toate filmele horror asiatice scoase în ultimele două decenii, WTF, la așa posteală de clișee, de ce n-o băgat și un Pikachu posedat de Pazuzu sau un Naruto cu manicură lui Freddy Krueger. Hai, no, după ce titluri ca Slitherhead și... Slitherhead încearcă măcar să vină cu monstralei originali, Ghostwire Tokyo îmi cam lasă un gust de bălegar în gură prin felul în care recurge la așa șabloane generice. Pare mai degrabă produs de occidentali ce vor să mimeze cultura asiatică, dar reușesc numai să scratch the surface cu cei mai obvious antagoniști de legende urbane sau filme horror. Și asta nu m-ar face să coafez monitorul cu drujba dacă Ghostwire Tokyo ar fi un simplu second-hand shooter vestic. Dar pentru un titlu ce chiar îi produs de Asians, mă așteptam la ceva mai multe prospăciuni VTFI. Nu doar pe parte de premiză, dar nici gameplay-ul nu-i chiar cea mai coptă conopidă din plasa de rafie. And gain access to devastating supercharged attacks. From now on, as you fight, you'll charge your synergy with KK. KK? Dar ce? Așa și-o botezat protagonistul mucii radioactiv cu care aruncă în pubertarele decapitate? Că la ce zero impact au pleznelile, ar avea mai multe șanse de headshot cu beșiniul la chibrit. Și ce-i cu sunetul de oliță spartă ce însoțește fiecare pac-pac? From now on, as you fight, you'll charge your synergy. Că mugetul de împerechere a bibelorilor comuniste e cel mai non-epic sunet pus vreodată pe vreun shooter. Și de ce reacționează mobii precum cele mai mahmure păpuși gonflabile? Știu, inițial și eu am crezut că o luat stun de la... whatever the fuck or fi nuclearele nazale cu care trage cichicianul principal. But nope, restul footage-ului convinge că antagoniștii au reflexe de dromader cu sindromul Down. Cleanse it to clear out some of the sinister fog throughout the city. Căcat că se gata tot tânăr și neliniștit până pregătește absorbantul lui Godzilla un atac pe care și cel mai ruginit R2-D2 ar putea dojui. Aia e ideea jocului de boss challenging, că toți angajații From Software și-au transformat studioul în moloz de la prea mult rofel MAO. Supozitorul lui Tim Burton, ce mare parte din timp just stands there ca să absorbă dejecțiile corporale ale protagonistului, că am văzut combat mai dinamic când l-a înjurat Stephen Hawking pe Schumacher de mamă. Da, pentru un shooter ce vrea să bage magii și alte de ochiuri de Hogwarts, combatul pare mai banal ca un nivel de Minesweeper pus pe pauză. Antagoniștii au nevoie de câțiva ani lumine ca să reacționeze la pleznelile ciocușului principal. Pleznel ce se rezumă la câteva bobârnace cu flegme fosforescente, flegme cu greutatea și impactul unui bețișor de ureche, sunete de bibelou molestat cu barosul, and the list goes on and on. Again, chestii pe care nu aș da un singur floc dacă le-aș vedea într-un simplu FPS occidental de duzină. Dar surprinzător că un joc Asian nu se ridică peste nivelul mării de clișee ca să vină cu un combat mai dinamic ca micțiunările de Lego Figures Narcoleptics din Ghostwire Tokyo. Și stați chill, că nici pe parte de stealth nu-i mai răsărit. As you progress, your powers will grow,
And with many enemy archetypes to fight, you'll need to evolve your abilities and strategies to take on these supernatural threats. Threats my balls, că și o capră mi-o tonică mai threatening ca Casperul la ciocuș. Adică n-o văzut cum o picat Slenderman-ul de pe OMV la nici 2 metri de muianul lui. Pur și simplu stă și așteaptă o șurubelniță în ceafă, fără să reacționeze la tovarășul ce tocmai o mozolit asfaltul înainte să se dezintegreze în flash-uri observabile și cu telescopul lui Stevie Wonder. Ăla-i stealth-ul, mobi cu simțurile unui limbic catatonic, ce n-ar sesiza nici dacă ar bubăi reactorul de Chernobyl lângă ei. Fuck that shit. Numai faza aia m-a convins că și fofilările îs la fel de banale și bare minimum ca și Comet-ul. Cu riscul de a mă repeta mai des ca Google Maps-ul lui Cheech and Chong, zic iar că nici n-aș observa jocul ăsta dacă ar fi numai scos de ceva studio second-hand american. Dar cum Asian-ii m-au obișnuit, nu doar cu premize VTF-ice, dar și cu un gameplay în general mai polished ca în producțiile de la stânga Marelui Zid, surprinzător să văd așa banaliciune sinistră pe care n-aș da cash nici să o regizeze Hidetaka Miyazaki. Ok, aș da cash și pe German Scheisse Porn de la regiza Hidetaka Miyazaki, but you know what I mean. Titlul numero 2 e The Waylanders. Recunosc, nu prea știu ce se vrea Waylander. Noroc că nu singurul. Nici genitorii trailerului, butonatorii jocului sau fucking developerii nu știu ce se vrea Waylander. Da, o apărut în 2 februarie, timp în care o strâns atâtea reviews negative că i-ar face pe toți fanii Ubisoft să-și coboare calașul de la tâmplă. Da, pe mine m-a convins o singură geană peste sinopsisul de Wikipedia că Waylanders e numai o tocană rânce de RPG de care nici Gordon Ramsay nu s-ar atinge. Romantic dinner. More like a fucked up dinner. By third person, by isometric. Ba se laudă cu real-time combat, ba cu turn-based tactical pause. You know, chestii ce se potrivesc împreună ca mentosanul și cola. Premiza și personajele? Check this. Are un Celtic soldier, egiptean, maur, grec. Mai lipsea un necromant eschimos, un paladin pigmeu și un tank țig... indian ca să completeze zacusca asta de mitologie. Noroc cu wiki. Altfel nu mă prindeam nici de faptul că e RPG din trailerul tomberonist. We are emissaries of peace to a people more powerful than any of us can understand or even imagine. Aș deschide aici borcanul în care am murat poantele cu Morgan Freeman ca să critic narațiunea. Dacă aș înțelege, butter un cuvânt din ce zice ăla. Ai de timpanul meu, n-am auzit voice-over mai oribil nici când o dublat Irina Nistor, Two Girls, One Cup. Serios, zici că a fost tras cu microfonul de microunde în cel mai decrepit bej de patarât. Adică încercați să pricepeți o silabă din cucurigul curcanului tabacist. We are emissaries of peace to a people more powerful. Who, what, where, ce-o șoșotit acolo? Că în afară de cuvântul powerful, n-am înțeles nimica din delirul robotului de telefon coxat. Nu credeam să zic eu asta vreodată, dar dacă ar pune slow-mo pe diarea verbală, ar coborî basul de la maxim și n-ar folosi microfonul pe post de dildău, poate aș pricepe mai mult de un cuvânt din monologul de Wall-E constipat. Deși, let me guess, ceva Chosen One trebuie să Chosen One-uiască lumea de ceva Sauron 2.0, că la așa grafică de pisoar și voice acting de fosă septică, nu mă așteptam la o premiză ce l-ar face pe Tolkien să orgasmeze în costrug. Either way, darlings, we need to ally every race and hope force against the common foe. Ce? What the shit zice aia? Pe bune, ce compozitor surdomut de manele post-apocaliptice o tras sunetul trailerului? Cum Sloboz nu știe că trebuie să ridice volumul la voce și să-i pleznească la naratoare cocaina din palmă înainte să o șadă în fața microfonului? Clar, cel mai infect sound design din istoria timpanului demonstrează deja câte facuri pe minus au fost date în conceperea jocului. Nu mai critic grafica de Torchlight Infinite, ca și insulta Torchlight Infinite dacă l-aș compara cu lepra vizuală de Waylanders, chestie pe care nu credeam posibilă după ce deja am folosit Torchlight Infinite pe post de Pocket Pussy. Dar nici cum arată personajele sculptate din plastelina anală a lui Donkey Kong, că pot număra pe degetele mâinii de pinguin câte poligoane au intrat în radarea lor. Celts! Who by the Celts? Long live the king! Destroy them! Da, ce surâs de Miss Piggy cu rigor mortis o băgat navii un arcoleptic. Că și la o înmormântare de Pyongyang aș vedea zâmbete mai convingătoare. Și don't even get me started cu animația de țigle Tetris scăpate în scutecul Homer Simpson. Adică nicum pasează ăla fireball-ul de parcă ar fi la un match de oină în creșa testoaselor ninja. E un fucking fireball, frate. Mișcă mai mult de un biceps și o sprânceană în aruncatul lui ca să nu pare cel mai reumatic zombalău de Ghosts and Goblins. Yep, nu doar că grafica îl face pe Bomberman să pară Kratos la șapană cru
tuntă de pixel și texturi, dar animația e sub nivelul cel mai sacadat breakdance de Tamagotchi. Combatul are epicness-ul unui Pong pus pe pauză, decorurile arată ca ceva ce ar borâi Yoshi după prea multe ciuperci frăjite, personajele au expresivitatea și mișcările unui stick figure criogenizat, deci nu mă mir că Waylanders o strâns atâtea reviews negative, chiar dacă are prețul unei eugenii expirate. Așa că n-are decât să sară singur în recycle bin, că nici cu mănușa lui Thanos nu m-aș atinge de jocul ăsta. Ok, as per usual, după așa sodomii orbitale, trebuie să exorcizez nervul optic cu producții ce nu mă fac să dorm cu Buddha în brațe. Deci numai bine poposim cu pupila peste Shadow Warrior 3. Nu de mult am ridicat în slăvile Valhalei studioul Flying Wild Hog și nu o să scormonesc iar prin poatele cu șoșoaca. Pentru felul în care presară fan la foc continuu în fiecare joc. Oricâte bile albe am vărsat pe Evil West, clar magnum opusul lor e seria Shadow Warrior. Niște shootere mai colorate ca un caltaboș de Umpa Lumpas, dinamice, alerte, funny, parodice. Ce slăbos de stegozaur, îmi epuizez deja vocabularul de laude și nici n-am dat play la trailer. Deci, by all means, dă-i să sune! Get back here, you little ugly rodent! No, măcar așa aflăm care e numele de familie a dihorului dopat din Guardians of the Galaxy. Și nu, normal că nu ne jucăm de averișorul travestit al lui Sonic Ariciu, că ăsta nu-i gameplay footage. Dar faptul că e numai cinematic trailer nu mă face deloc să ejectez Shadow Warrior 3 din wishlist. Adică da, animația e nice, începe cu tipica șuțuială de bossalăi OP, ca majoritatea trailerilor la first person shooters, nimica special so far. Nu, ce mi-a băgat pușculița în călduri, e felul în care o dă pe parodie de 5000 de stele, ca să vină cu cel mai meta trailer de anul ăsta. Adică în ultima lună jumate, but still. Freaking marketing suits. Those idiots said we'd never be considered a big game unless we do this cool ultra slow motion trailer. Ok, nu vreau să știu ce Neo paralitic le-a dat la ăia lecții de Adobe Premiere Pro. Dar trebuie să recunosc că trailerul mi-a băgat mandibula în ghips. Ok, asta nu a sunat bine. M-a băgat în coma lolului prin felul în care trece cu bulldozerul prin The Fourth Wall ca să-și bată parizerul de clișele genului. Adică, da, chiar îi mai ușor să găsești un votant aur cu mai multe clase ca trenul decât un trailer actionist ce n-are măcar un frame slow-mo presărat pe acolo. Și chiar dacă am zis că animația nu-i nu știu ce fantabulozitate de Star Wars Eclipse, aici conturează perfect atmosfera bolundă și umorul parodic pe care vrea să meargă jocul. Adică nici ce față de Samurai Jack castrat cu desfăcătorul de conserve are protagonist. Expresia de Sekiro pe sare de baie, surprinsă mirific de un slow motion ce ar da lui Michael Bay orgasm miocardic. Ca să nu mai zic de reacția normală a urukhaiului obez, ce se întreabă la ce sfârc antiglonț al lui Superman o sub Son Goku de plutește așa cu citinitorul. Iap, cum am tot zis că arunc din oficiu 2-3 like-uri pe orice joc, vine și cu umor pe lângă pac-pac, trebuie să laud felul în care Shadow Warrior 3 arată mumu, nu doar șabloanelor de shooter, dar cu o doză subtilă de autoironie își bate prepuțul și de propriul burnău. The one where we zoom around. See all the rad stuff from each character? Enough with the slow-mo! We don't have the budget for this! Ah, fair enough! Roll the royalty-free classical music! Da, vă dați seama pe câte vagoane de câine pe și-o stricat Flying Wild Hog bugetul, de trebuie să scormonească amu YouTube-ul pentru piesele de Cenacul Flacăra. Deși, chiar dacă trebuie să brauzuiască discografia lui DJ Andri Popa pentru soundtrack, trailerul face și niște mocaciuni de uz comun să sune badass puse pe așa spintecări loliste. Comedic foils? Dude, tot trailerul ăsta e comedic foil. Un minut jumate de flegmat cu jet oceanic pe reciclările genului FPS, plus un dublu shot de autobășcălie ca să rezulte sequel-ul perfect la seria Shadow Warrior. Doar joacele ăstea nu s-au luat niciodată prea în serios, reușind în felul ăsta să parodieze tocmai joacele ce se iau prea în serios. Adică na, when you don't give a shit, nu-i de parcă ai nu știu ce standard de la care să te ridici. Și asta le-a permis Porky Pigilor zburători să-și blagoslovească titlurile cu câte bolunzenii le pot screme neuronii. Non-stop fun, în detrimentul realismului lui Grim Dark, ci un umor ce-o demolat tot timpul al patrulea perete ca să exagereze mecanici clasice de FPS, rezultând un gameplay hiperstilizat și larger than life. Și chiar dacă trailerul nu ne arată cum o să se butoneze Part 3, felul în care preia ștacheta primelor părți și o ridică Nirvana, îmi menține portofelul în poziția misionarului. Level up la greu pe parte de LOL, vreo 1000 de skill points băgate în combatul adrenalinic, adică serios, îți arată că poți să-i dai lecții la Altair în arta ciordașului antigravitațional, să tragi cu elasticul de la chiloții lui Scorpion și să ai freză de Johnny Bravo cu afa de Edward Scissorhands. Triple win din partea mea. Clar, bășcălia o să fie mult mai tunată în Shadow Warrior 3, dovadă trailerul ce nici în ultima secundă nu se abține să dea groapă la damigeana de autoironie.
Didn't quite nail that 2021 release date, huh? Nu, că erați prea ocupați cu cisterna de LSD. La câte bolunzenii bagă trailerul, nu vreau să mă întreb câte birturi de Amsterdam au fost falimentate în conceperea lui Shadow Warrior 3. La așa rofl m-au zălud, nu intră mai mult de un neuron ca să mă prind, că și gameplay o să fie just as awesome. Deci, clar un joc ce s-au gravat, like a boss în topul așteptărilor de 2022. No bun, s-a rupt barajul de breaking news odată ce și ultimul developer și-a băgat bradul în sobă de teracotă. Deci, fără alte blablauri, hai să pleznim cu pleoapa și Niskai. Gamer News. Rockstar în sfârșit confirmă că lucrează la GTA 6. Și eu le răspund cu... Thanks, Captain Obvious. Doar și cel mai avortat butonator de groapa Marianilor știe că, obviously, numai la asta poate lucra studioul ce n-au mai scos francize noi de un deceniu încoace. And why should they? Doar o strâns atâta cash cu GTA și Red Dead Redemption că l-ar face pe Smaug să pară cel mai falimentar spălător de parapriză din ferentarii. Și cum Red Dead Redemption 2 încă e magnet de Mastercards, după ce la GTA 5 eu cam trecut data de expirare, deși tot e achievement că i-a trebuit vreo 9 ani ca să-i ruginească motorul grafic, singura chestie pe care o putea face Rockstar era să scoată seria Grand Theft Auto de la naftalină ca să facă iar genocid printre pușculițele tuturor posesorilor de pupile cu mai mult de un buton la șoare. N-are sens să mai zic cât am jucat GTA, că... Na, cred că și preasfințitul Daniel a fost la măcar vreo 3 prostii situată de San Andreas. Deci, clar un joc pe care l-așteptam cu sufletul la bancomat cu mult timp înainte să apară știri oficiale. Same goes for Naughty Dog, alt studio la care quality over quantity îi literă de lege. Ca și Rockstar, Naughty Dog bibilesc numai vreo 2-3 francize ce tot farmează mai mulți euroi ca întreg rosterul altor studiouri la fel de AAA. Ubisoft. Deci n-ar trebui să surprindă pe nimeni vestea că au 3 joace in development, din care 2 normal că sunt un expansion și un remake la Last of Us. Ce o ciulit Spider-Sensul bulănoșilor ce își permit un PS5, îi al treilea joc despre care se știe exact fuck all. Deci ori pregătesc un IP fresh, ceea ce ar fi awesome, ori clocesc un sequel la Last of Us, ceea ce ar fi și mai awesome. Doar joacele Last of Us îs GTA-ul lui Naughty Dog, deci normal că o să le forjeze încă un secol de acum încolo. Deși, na, cum Last of Us 2 e încă fresh, probabil o să vedem al treilea spin-off, slash remake, slash reboot înaintea unui sequel. Și normal că o să fie iar PlayStation exclusiv ca să învețe toți deținătorii de PC miracolul Turetului. Cum fiecare zi e Black Friday pentru multinaționalele gamingului, acum Sony calcă pe urmele lui Microsoft băgând Bungie în jeb pentru 3,6 miliarde. Chiar dacă ar putea cumpăra numai un sfert de Republica Moldova de banii ăștia, IMO n-aș zice că Bungie îs mai puțin valoroși ca Activision Blizzard. Totuși vorbim de făcătorii unor serii ca Halo sau Destiny. Aia ca să nu mai intru în epicozități și mi-au bântuit copilăria ca Myth 1 și 2. Deci don't give a flock că pe lângă ălea 68 de miliarde al lui Microsoft, Bungie pare să coste cât o lamă orbit mucegăită. La așa nivel calitativ și reputație seculară, tot aș zice că asta e una din cele mai importante tranzacții din industrie. Și înainte să-mi pun dozatorul pe sleep mode, hai să mai păstrez câțiva strop și pentru știri de e-sports! 2 map designers de Apex Legends părăsesc studioul Respawn Entertainment ca să... I don't know, îi învețe pe angajații Fun Labs România gaming mai complex ca braconajul de electrocasnice virusate din Nerf Legends. Doar Rodney Reese și Dave Ossie erau boș de boș pe parte de level design, băgându-și mouse-ul în febră musculară cu hărți legendare ca World's Edge sau Stormpoint. Deci pare să că ciaulesul lor o să afecteze destul de serios evoluția jocului. Chiar când ar trebui să vină cu o remorcă de update-uri, patch-uri și alte bunăciuni fresh, vestea că 2 diverse atât de important s-o băgat joc de gleznă, ar trebui să lase orice fan cu un gust de faliment în gură. Noroc că papilele gustative pot să-mi răsufe ușurate. Ca nejucător devotat de Apex Legends, concluzia mea apropo de veste e un rezonant... Și cum știrile de e-sports fără Riot îs ca micul fără bere și salamul fără soia, trebuie să zic ceva despre Champions Q pregătit pentru America de Nord. Ok, nu o să-mi chiar bag corzile vocale în overdrive, că e vorba de un sistem ceva mai restrictiv de matchmaking solo dedicat jucătorilor de elită. Deci, na, mai multe șanse aș avea să intru în Mordor cu trotineta electrică decât în Q-sistemul ăsta. Prin servere invite-only de Discord, Riot vrea să fluidizeze crearea de lobby-uri, canale de com și alte detalii pe care le poți citi prin știre că... Na, nu doar că o să intru pe serverele ăstea, numai când se deschide sezonul de farmat nubi, dar cum so far upgrade-urile ăstea spăstrate pe playa american, probabil mai avem de așteptat câteva milenii până poposesc în o gradă mioritică. În schimb, putem prinde Niskai upgrade-uri de roster, că după un sondaj printre toți jungliștii de Summoner's Rift, Skarner e următorul campion pe lista de Pimp My Ride. Tunări la greu pe parte vizuală, skill-uri mai polished, aka resetate de la zero în pur stil Riot, deci, na, mumu dacă tocmai te-ai învățat cu el. Ce mi se pare mișto e faptul că asta a rezultat în urma deciziilor și voturilor butonatorilor. Orice ai zis
zice despre Riot, gata admit că rămân printre cele mai fan-friendly studiouri ever. Deși cum Skarner are numai 6 skin-uri când alți Teemus au mai multe piei ca Leatherface la parada modei, nu prea trebuia sondaj ca să se prindă Riot ce campion tot așteaptă de Millennium Remake. Și last but not least, hai să vedem câți roni putem pune la murat cu jocuri moca. În caz că duci lipsă de survival games. Pentru că, da, cine nu duce lipsă de survival games, că mă spânzur cu cablu de șorec dacă mai văd un singur pelin pixelat transformat în rumeguș. Deși Windbound pare... pare și cam atât. Deși la câte survival-uri mi-au înfundat Buda în ultima vreme și numai pare îi laudă standalone. But hey, grafica e cartoonish, deci măcar n-o să-mi bage pupila în PTSD cu fotorealisme colțuroase de Dreadhunger, setting-ul tropical contrastează mișto cu veșnicii codrii cosminului de Minecraft medieval, protagonista are mai multă personalitate ca majoritatea braconierilor genului, deci dacă nu-ți vine să prizezi sticlă pisată oricând mai auzi de survival games, poți strica niscai kilobits pe Windbound cât e moca între 10 și 17 februarie. Și cu asta am dat quit la Spacebar episode 32, până la următorul vă zic GG, well played și spor la farmat fraguri.